Muzeul arheologic din orașul israelian Lod, inaugurat luni, va expune un mozaic roman datând din secolul al III-lea sau al IV-lea după Hristos, dezgropat în acest oraș și descris drept unul dintre cele mai frumoase din lume. Remarcabila lucrare a fost descoperită în 1996, la 2 metri sub pământ, în timpul unor săpături arheologice, iar starea sa de conservare este una excelentă. Descris de autoritățile arheologice drept unul dintre cele mai frumoase descoperite vreodată în Israel și în lume, mozaicul din Lod, cu o lungime de aproape 17 metri și o lățime de 9, înfățișează o varietate bogată de animale într-un chenar geometric. De la descoperirea sa, mozaicul a fost expus la Muzeul Louvre din Paris, la Muzeul Metropolitan din New York și la Muzeul Hermitage din Sankt Petersburg. La întoarcerea în Israel, acesta va putea fi văzut la centrul arheologic al mozaicului din Lod, construit special pentru a-l găzdui. Potrivit autorităților arheologice, mozaicul a decorat podeaua sălii de mese a unei mari vile care a existat în epoca romană și bizantină. Lod, numit Diospolis în epoca romano-bizantină și situat azi foarte aproape de aeroportul internațional din Tel Aviv, a fost o capitală locală a cărei influență a scăzut în favoarea vecinei sale, Ramla, după cucerirea musulmană. Mozaicul va fi accesibil publicului începând din această vară în noul centru, care găzduiește și un alt mozaic de același tip, descoperit în 2014.